Un bărbat din satul mare a sunat la 112 pentru că a visat urât. Întrucât acuza palpitații la inimă, dispecerul a fost obligat să-i trimită un echipaj de ambulanță care l-a transportat la spital. Doar 6 din 10 apeluri se dovedesc a fi urgențe reale. Speriat de coșmarul pe care l-a avut, un bărbat de 50 de ani din satul mare ar fi sunat întâiul nopții la 112. A solicitat un echipaj medical și pentru că a acuzat palpitații la inimă, conform procedurii, dispecerul 112 a fost obligat să trimită ambulanța. Ajuns la spital, pacientul a fost supus mai multor analize, dar medicii nu au descoperit nimic în neregulă. A primit o pastilă contra durerilor și a plecat singur spre casă. Asistentele spun și că, în realitate, doar 9 din 10 cazuri care ajung la OPU ar fi de fapt urgențe reale. Apeluri la 112 în 2020. Operatorii STS au răspuns la 10.248.377 de apeluri. 57% dintre apeluri au fost urgențe reale, iar 42% au reprezentat apeluri non-urgente. 4.322.806 de apeluri nu au reprezentat solicitări de competență a serviciului 112. 62% dintre urgențe au fost cazuri medicale. 24.383 de apeluri de urgență au fost procesate în limbi străine. Multe dintre apelurile la 112 se dovedesc însă false. Iată doar câteva exemple. Duminică, spre exemplu, pompierii din Arad și un echipaj medical smurt s-au deplasat în viteză la Cicir, unde un bărbat indicase la 112 că o mașină a căzut în Mureș, cu tot cu un om. Salvatorii, pregătiți să înceapă intervenția de salvare, au constatat la fața locului că nimic din cele anunțate la numărul unic de urgență 112 nu se adeverea. Apelantul a fost identificat și amendat 4.000 de lei. De Crăciun, un turist ajuns la Brașov s-a gândit să le facă o farsă de prost gust salvamontiștilor. Bărbatul a sunat la 112 și a anunțat că s-a rătăcit în apropiere de vârful Omu, că este epuizat fizic și că are nevoie de ajutor. Imediat, salvatorii montani au pornit în căutarea lui și au încercat să țină telefonic legătura cu acesta. De la primul apel, însă, turistul a devenit recalcitrant, le-a adresat injurii salvatorilor, iar ulterior nu le-a mai răspuns la telefon, în ciuda nenumăratelor apeluri primite. După 5 ore, bărbatul le-a spus salvamontiștilor că este bine și că nu mai are nevoie de ei. În Neamț, doar în primele 9 luni, în 2022, un bărbat a sunat la 112 de 364 de ori, fără a avea vreo urgență. Din toate apelurile primite de autoritățile din județ, mai mult de o treime au venit din partea bărbatului de 53 de ani. Printre urgențele acestuia s-au numărat: a primit un bilet de trimitere de la medicul de familie, unde vârsta i-ar fi fost completată greșit. Poștașul ar fi întârziat să-i aducă cuponul de pensie. Primăria ar fi modificat un cuib al unei berze de pe un stâlp de electricitate. Potrivit legii, apelarea abuzivă a serviciului de urgență 112 se pedepsește cu o amendă de la 1000 la 2000 de lei, iar dacă echipajele de intervenție se deplasează în teren și constată că a fost o alertă falsă, amenda poate ajunge la 4.000 de lei, relatează Digi24.ro.